6. Ce faci bine? 6 nu mai e? 6. Și ajungem în astea la 10. Ajungem numai bine, nu trebuie și pe aia. Hai că ăla nu era italian, vezi de treabă. Uite-mă că era. Nu era italian ăla. A rămas foarte surprins. Ăla era român. Îți spun eu că era român. Hai, filmează-mi și pe mine să mai ai pentru identitate. Pierdut-o pentru totdeauna. Pierdută pentru totdeauna. Atrasă de bogățiile unuia. Italiei. Da. Dar ai slăbit. N-a slăbit, am părut prins. Da? A, înseamnă că nu iubește. Am 54 de kg. Da. Și mama ce zice? E încântată. Poză, ha. Dar repede, hai că după ce mai facem, după ce vorbim pe ea. Ia acolo. Da. Nu eu. Vrei și voi mașina Carolica? Mașina nu eu, că n-am patente, n-am carnet eu. Atât de idiot. Eu mai zi mată, eu mai sunt și la școală de șofer. Aici, aici, în Italia, da? Cât ai plătit? Aia, am avut cheltuit cât mare. 50 de euro pe acte și am dat 150 de euro, dacă iau sala bine, dacă nu, să fie. Dar poate le spui că ți-ai retras banii și... Da, poate vă spun că am dat preavizul și m-am dus mie la banii, că dusem 400. Și m-am dus mie la banii, mi-a dat jumate din bani. Că am zis, frate, unde mi-e foiul roza? Dă-mi foiul roza și îți las toți banii. Așa eu pentru ce am venit aici două luni de zile degeaba. Și mi-a dat jumate de bani. Mi-a dat 150 și după aceea m-am dus înapoi cu actele. Că am văzut că nu mai plec, m-am dus înapoi cu actele. Ciao! Mirela nu e acasă? Nu e acasă, nu. M-am dus înapoi cu actele și am început-o din nou. Zic, hai că mai nu mai răzgândim, mai rămân până ia permisul. Da, unde? Că dacă voi dă zice cineva, hai că e bine și... Dar poți să le spui că și eu am început școala. Da, poți să spun că și eu am început școala. Și a făcut actele de gust. Hai, bonjour! Hai, bonjour! Ia uite, la el mă plimbează! Ce faci, moțile? Ce faci? Ce să fac, mă, femeie? Ce să fac, mă, femeie? Dar nu mă frumă, că-s urâtă! Lasă, că ești așa cum te știm noi! Nu e nicio problemă! Eu trebuie să plec, că mi-am uitat cartea de credit în mașină, în mașinărie, la bancă. Și unde? Trebuie să plec. Am uitat-o la bancă, am scos bani și am uitat-o în aparat. Păi sună să te blocheze măcar. Păi mă duc să văd acum. Păi nu că rămâne în bancă, mă, nu te stresa, că acum nu-i deschis. Unde te, că trebuie să-mi șapă. Mă, aparatul de afară am uitat-o. Dar nu ți-o scoateți, rămâne în bancomat. Cum să nu? Hai, bonjour. Nu știu, cred că-s păsut. Bonjour. Ciao. Auzi, fa, și tu-ți lăsați pletele. Ce aveți, mă, de vă lăsa răspletele astea? Păi aici așa prin tine, am avut eu burtă. Cădițe. Dar nu dacă nu mă interesează. Te poți cu ce minte să vorbim? Hai, mă? Unde e bărbatul tău? La locul e. Păi ce să mai cred? Trebuie să prindem trenul de 15:20. Păcatele de... Așa e când pleci cu femeia după tine, că dacă veneam singur să te am o săptămână la voi. Vă arăta mie ce înseamnă un oaspeț. Ia, de ce crezi că am venit cu tine? Vă arăta mie ce înseamnă un oaspeț. Ca să le arătăm împreună ce înseamnă oaspeț, doar tu. De păcat că n-am și? Și ce mai ziceți voi? Noi! Ați fost aici, ce-a făcut? Ați fost? Și ce au zis? N-au locuri. Tentam să-mi plătui.
Da? Și de ce n-am spus că voi puteți să fiți... N-am zis nimica, n-am zis nimica. Păi dar tu ce ai făcut anul? Păi și ce făceam? Că ei erau doi, vorbeam, eu știți că ei pot să vină, da, dar... Păi... Nu-mi dai seama nicio problemă, că acum știm drum, l-am învățat. A, să se cer Odica și le spune. Da, ea e văzut acasă, n-am așa că... Până mai, nu mai... 2000 de zile stăm pe ce. Tu ai cât vii mai? Un 5, așa am zis la oficiu, am 5 de mai. Și-o plăcă 26 și vin pe 10. Mai? 10. Ea profesionistă, că ne ia și la 30 de grade și la 80 de grade. Ne ia și pe da. Sus și pe